Oficialii formației CSM Vâlcea au ajuns la un acord cu atacantul craiovean Mihai Dina. Acesta s-a prezentat ieri la antrenamentele conduse de antrenorul Geri Gane. Mihai Dina a avut o discuție cu managerul Lucian Munteanu și miercuri sau joi se finalizează contractul. Eu mi l-am dorit foarte mult și discut cu el de ceva vreme. Mihai ne aduce plusul acela de experiență și de calitate. Aveam mare nevoie de el în atac. În momentul ăsta nu știu dacă mai aduc vreun alt vârf. Totul depinde de ce hotărăște Florin Costea, dacă rămâne sau nu. Acum că a venit și prietenul lui Dina, au crescut șansele să rămână și Florin la echipă. Ar fi super să am un atac format din cei doi, a declarat antrenorul Gane pentru Gazeta de Sud. Mihai Dina, în vârstă de 30 de ani, a mai evoluat în cariera sa la Extensiv Craiova, FC Caracal, FC Universitatea Craiova, CS Mioveni, Petrolul Ploiești, Etoghior, ACS Poli Timișoara, Aris Limassol și ultima dată la Concordia Chiajna. Portarul craiovean Sorin Răducu Mogoșanu a răspuns afirmativ noului proiect de la CSO Filiaș, echipă pentru care va juca în viitorul sezon al Ligii a III-a. Fostul golkeeper al divizionarii secunde FC-ul Slatina s-a pregătit sub comanda lui Dragoș Bon de la reluarea antrenamentelor și se simte foarte bine alături de noi săi colegi. Mă simt destul de bine, am găsit un grup frumos și sperăm să ne pregătim bine, că asta e cel mai important, să fim sănătoși și să facem o figură frumoasă în campionat. Ai multe nume sonore alături de tine aici la Filiaș. Credeți că puteți termina acolo pe podium? Da, alături de unii jucători de aici am mai jucat, ne cunoaștem. Cred că putem face o figură frumoasă să terminăm chiar sus acolo. La Slatina nu se mai joacă fotbal. Da, la Slatina, din păcate, un oraș frumos, un oraș destul de mare, cu tradiție, dar nu mai nicio echipă la niciun nivel. Începând de astăzi, CSO Filiaș a mărit numărul de membri ai stafului tehnic. Principalul Dragoș Bon și secundul Laurențiu Pais au primit ajutor un antrenor cu portarii, fiind vorba despre Marius Firulescu, tehnician care se ocupă și de juniorii clubului Dinamic Craiova. Este prima dată când ne întâlnim, eu sper să fie bine, să avem o relație plăcută cu jucătorii, cu staful tehnic, conducătorii. Vin cu intenții bune, cu dorință de muncă, să facem treabă și avem rezultate, că ăsta e obiectivul. Tot la capitolul noutăți poate fi trecut și Dragoș Stoiu, mijlocaș care a mai cochetat cu CSO Filiaș și în trecut.